Jucătorii echipei de fotbal au arătat un semn mai puțin cunoscut. Acesta a fost fotografiat în timp ce își încrucișa mâinile, semn denumit vulturul albanez, unul dintre sportivi. Gestul semnifică o reprezentare vizuală a mândriei și solidarității etnice și a stârnit furie printre suporteri. Jurnalistul Radu Buzăianu e alături de noi prin telefon și ne explică întreaga situație. Te ascultăm, Radu, bună seara! Bună seara, vreau să știu dacă mă auziți bine, că sunt într-un loc unde am semnal mai prost. Te auzim foarte bine, aș vrea să te rog să ne explici ce reprezintă gestul denumit vulturul albanez și de ce a stârnit o revoltă atât de mare. Da, e cumva o stare de necaritate în legătură cu oamenii aceștia care s-au adunat la această națională a statului Kosovo, care e o improvizație. Se vede clar că e o improvizație din felul în care își desfășoară acțiunile și așa mai departe. Ei cumva, aici e o stare ciudată, ei cumva, nu știu dacă spun că sunt kosovari, ei cumva spun că sunt albanezi, cam asta e ideea. Ori tu n-ai voie să spui despre, deși statul român zice așa, dar să zicem tu ca suporter pe stadion, tu n-ai voie să spui despre Kosovo că ar fi Serbia, dar ei pot să spună despre Kosovo că ar fi Albania prin semnul ăla, cam asta, nu, cam asta specifică, faptul că ei sunt mai degrabă aparținători ai Albaniei. Bine, acolo conflictul e ceva mai elaborat, în sensul că albanezii și kosovarii, albanezii din Kosovo sunt într-o oarecare tensiune de asemenea. Fiecare dintre ei consideră că sunt cei care ar trebui să domine cumva dacă s-ar uni Kosovo la Albania, ceea ce sigur nu se va întâmpla, nu e o chestiune nerealizabilă. Dar ce mi se pare spectaculos este comportamentul suporterilor români, care era o stare de necalitate, de vulnerabilitate pentru meciul acesta. Noi, ca să câștigăm grupa, aveam nevoie să nu pierdem cu 3-0. Aici e amuzant, aici e amuzamentul. Aveam nevoie să nu pierdem cu 3-0. Putem pierde chiar cu 2-0, nu era o problemă, dar nu cu 3-0. Și e clar că ăștia și-au făcut un plan din treaba aceasta, provocând suporterii, pentru ca să determine această înfrângere cu 3-0. Păi tăi n-aveau cum să câștige cu 3-0. Și tot meciul au avut o stare de provocare față de suporteri. Ceea ce e remarcabil e că suporterii prezenți la fața locului s-au comportat într-o manieră inteligentă. Au strigat Serbia. Dacă strigau Kosovo e Serbia, cum s-a întâmplat data trecută, creau premizele întreruperii meciului. N-au strigat Kosovo, Serbia, au strigat Serbia. Ceea ce, sigur, e un pic stupid să numești, am auzit și asta cu rasism, trebuie să cunoaștem termenii, adică erau aceeași rasă ca ocaziană pe teren, e o discuție stupidă să spui că e o scandală rasistă, poți să spui cel mult xenofobă, dar și xenofobă e stupid să spui, că nu era împotriva unei nații, era în favoarea alteia, și dacă ai fi strigat Ungaria, nu e un strigă xenofob să strigi Ungaria pe stadionul din România. Mie mi s-a părut remarcabil comportamentul suporterilor români, care de regulă e unul stupid. Deci comportamentul e mai degrabă stupid împotriva echipei de foarte multe ori. De data asta nu. De data asta mi s-au părut absolut regulă suporteri. N-au aruncat pe teren cum obișnuiesc ei să arunce uneori când lucrez mai tensionate. Adică aici chiar e de remarcat treaba asta. Mi s-a părut ceva interesant. Acum, e clar că vom câștiga cu 3-0. Ei au făcut treaba asta în minutul 92. Nu se mai putea întâmpla nimic. Nu mai era nimic de întâmplat în minutul 92. Nu poți să spui că erai pus într-o oarecare problemă. Mai au 2 minute de jucat. Adică, și momentul în care s-au hotărât să părăsească terenul e unul stupid. Adică, asta da. Este atmosfera. Oricum, trebuie să discutăm despre această situație cu Kosovo. Pe mine m-ar deranja să fie suspendat, consecința să fie doar că au pierdut meciul cu 3-0. Pentru că, până la urmă, erau oameni adunați, veniți din toată România, veniți să știți cum sunt drumurile la noi, 40 ore dintr-un loc în altul, și veniți să la meciul acesta. Dacă se trezeau băieții din Kosovo că ies de pe teren în minutul 15, fotbalul nu doar despre cele 3 puncte, sunt sponsori, sunt bani băgați în transmisiune, sunt absolut o grămadă de lucruri pe care nu poți să le suspenzi așa, pleci în minutul 15 că strigă suporterii Serbia. Adică e o treabă stupidă. Da, mulțumesc foarte mult, Radu.